de la adulte cu experiență care au ceva de împărtășit copiilor și implicarea lor în acțiunile noastre ca voluntari în diverse acțiuni de învățarea instrumentelor, de mânuirea instrumentelor muzicale, desen, muzică. Deci persoanele vârstnice care au ieșit din activitate și care mai au totuși ceva, au și timp, au și puterea să realizeze activități, sunt cei care îi îndrumă pe copiii care vin la acest centru. Asta a fost ideea, nefiind o instituție în care să se plătească activitatea desfășurată, nimeni, bunicii vin și predau copiilor. În același timp, bunicii sunt cei care se bucură de tinerețea copiilor, iar copiii iau din experiența adulților. I-ați identificat pe bunici, la asta mă refer. I-ați căutat dumneavoastră și i-ați invitat sau pot veni toți cei care doresc? Cum e? Pot veni toți cei care doresc. Am în prima fază doamnele educatoare care au ieșit la pensie și au organizat aici ieșirea la pensie, după aceea au putut să vină să desfășoare activități. În rest, din colaborare cu membrii comunității. Pentru cei care ar fi interesați de o asemenea activitate, de un asemenea voluntariat, cam care ar fi condițiile? E un număr minim de ore pe care trebuie să-l petreacă aici, un program anume sau cum doresc, cum își pot au venit, face? Ne-au prezentat ideea de proiect, ne-au prezentat grupul țintă, am încercat să adunăm persoane pentru acest grup țintă și am demarat această acțiune. Deși cei care ar fi interesați bunicii trebuie să vină și cu o idee cum ar putea ajuta, cum s-ar putea organiza activitatea respectivă. Da.